Am preluat niște mici secrete de la sesiunea de anul trecut și consider că am îmbunătățit un pic și gândirea, prioritizarea cheltuielilor și la sfârșitul lunii contul arată mult mai bine decât anul trecut. Nu mai cheltui impulsiv, emoțional, pentru că asta cred că e slăbiciunea noastră a femeilor, să nu mai cheltuim neapărat pe lucruri materiale, cât pe servicii sau îmbunătățirea noastră personală, poate cursuri de dezvoltare și abia apoi cheltuieli mici materiale, pantofi, haine și tot așa. Cred că mi-am dorit foarte mult să nu duc grija zilei de mâine și întâi investesc în mine și abia apoi îi plătesc pe ceilalți, ca să zic așa. Și consider că asta mi-a adus multă liniște. Încep să economisesc din ziua salariului și abia apoi îmi împart cheltuielile și banii rămași teoretic sunt doar pentru mine. Credeam că trebuie să aștept să fiu adult, ca să zic așa, ca să încep să economisesc sau să investesc. Inițial mă gândeam că întâi îmi trăiesc viața și abia apoi mă apuc de economisit și mi-am dat seama că ar trebui să fie un pic invers, să mă apuc de acum ca să pot să mă distrez mai mult mai târziu. Să aibă mai mult curaj, cred, și să-și asume riscuri, chiar și la capitolul acesta de investiții. Adică să fie dispuse să învețe un pic ce înseamnă domeniul acesta și să se apuce de treabă, să-și pună banii să muncească, cum spuneam anul trecut în sesiune. Da.